TikTokerilor, eu sunt Actuen, iar ăsta este un nou episod din How to TikTok, aici, pe ProTVPlus.ro. Cred că te-ai prins deja care este tema de astăzi, pentru că se vede pe fața mea, ca să zic așa. Halloween-ul este una dintre sărbătorile mele preferate pentru că mă pot deghiza în ceva straniu, fără să fie super cringe. Aceasta se sărbătorește pe data de 31 octombrie și are originile în sărbătoarea Samhain, în care se aprindeau focuri uriașe, iar oamenii se costumau pentru a alunga fantomele despre care se credea că se vor întoarce pe pământ. Evident, de aici și treaba cu make-up-ul și costumele de groază. Așadar, dacă încă nu te-ai hotărât în ce vrei să te costumezi anul acesta, eu vin în ajutorul tău cu câteva idei. Let's see! Este sâmbăta asta, așa că ai timp să te pregătești. Dar până una alta, eu zic să vedem ce clipuri poți realiza în această perioadă și mai ales cum să le faci. Prima idee pentru tine ar fi asta. Genul ăsta de video mi se pare perfect pentru perioada Halloween-ului, pentru că e destul de creepy. Știi, mă gândeam cum ar fi să te plimbi așa liniștit pe stradă și să ai capul cuiva în mână. În fine. Dar până să pleci la magazin să cauți genul ăsta de recuzită, eu zic să vedem ce trebuie să faci pentru a realiza un astfel de clip. Avem nevoie de efectul Time Wrap Scan, pe care îl găsim pe TikTok, și de un prieten pe care îl găsești dacă știi cum să pui probleme. Una dintre aceste persoane va trebui să rămână în cadru până va ajunge linia la gâtul acesteia. După asta, va trebui să fugă repede. A, și dacă vrei să-ți iasă un clip și mai tare decât mi-a ieșit mie, te poți costuma în ceva super straniu și poți folosi o farfurie exact așa cum a făcut Jorge. De asemenea, cu efectul Time Wrap Scan, poți face și un clip de genul ăsta. I'm sorry. Psych. O altă idee ar fi să te folosești de o mică tranziție. De exemplu. Bad guy. Wait, hold on, I messed up. Let me try again. Bad guy. Duh. Aici e super simplu pentru că tot ce trebuie să faci este să te filmezi câteva secunde, să fugi repede să te costumezi și să te întorci de nerecunoscut. Bam! Am găsit și un truc cu care poți să-ți păcălești prietenii și arată cam așa. Your girl so fine, but her breath is like woo. She say she wanna dance, but she don't know how to woo. I'm iced out, ooh, looking like a star, woo. Her name is Jenny, ooh, bitch don't have no panties, woo. I'm Steph Curry, when I hit the... Lol, chiar pare că are mâna ruptă sau că atârnă cumva, nu știu. În fine, dacă vrei și tu să ai un astfel de clip pe contul tău de TikTok, trebuie să ții cont de următorii pași. Îți vei poziționa mâna în cadru și vei avea grijă să se vadă de la palmă până puțin peste cot. Apoi cu cealaltă mână tragi, iar cineva va ridica mâneca. Ai grijă, trebuie să faceți asta împreună, pentru că doar așa va ieși efectul perfect. Spor la treabă! Hei!
Dacă și tu ți-ai decorat casa de Halloween, ne poți arăta la pachet cu câteva mișcări de dans și vei primi bonus un fundal super drăguț. Ce, nu crezi? Convinge-te singur. Vezi? Ți-a spus eu. Încă nu ai propriul tău cameraman? Nu este problemă, pentru că în 2020 găsim soluții rapid. Și nu, nu te trimit acum la magazin să-ți cumperi un ring light și să montezi telefonul acolo. Nu fac asta, pentru că de data asta telefonul trebuie să fie în mișcare. Vei avea nevoie de următoarele. O riglă sau o scândură ca să poți lipi telefonul de ea și o lustră tip ventilator ca să poți lipi rigla sau scândura de ea. Astfel, vei reuși să faci un clip care va arăta cam așa. I was running through the six with my walls. Yeah. Și pentru că e Halloween de data asta, poți face un duet alături de Freddy Krueger. A sosit momentul topului săptămânal, așa că hai să vedem care sunt ocupanții locurilor de astăzi. Pe locul 3 se află Elena Maria, care s-a transformat într-o pisică diavol. Stai, nu mă înțelege greșit. Machiajul ei a ieșit super drăguț, doar că nu-mi dau seama exact ce personaj e. Cred că e un tip de demon sau ceva. Mă rog, mai bine vedem clipul, pentru că eu am darul de a strica momente uneori. I wanna see your cheeks glow red, red, red. Locul 2 este ocupat de Gianni Olaru, care ne reinterpretează o scenă din Joker. De data aceasta se pare că Gianni a ales să transmită frica prin atitudine, nu prin make-up, dar tot ce pot spune despre acest clip este că a ieșit super nice. Hai să-l vedem. Would you die for me? Yes. That's too easy. Will you? Would you live for me? Astăzi pe locul 1 se află Șerban Lorena, cu un make-up super super drăguț, care se potrivește perfect cu tematica noastră. Și după cum bine știi că dovleacul este simbolul acestei sărbători, m-am bucurat super tare să văd că Lorena a ales să se deghizeze chiar într-un dovleac. I wanna see your cheeks glow red, red, red. Mai e super puțin până la Halloween, dar tot ai timp să dai o fugă până la Palatul Mogoșoaia alături de Mastercard. Ne luăm doza de cafeluță. Istoria palatului începe cu 300 de ani în urmă, mai bine de 300 de ani în urmă, când Constantin Brâncoveanu a făcut acest palat ca o reședință de vară și era gândit pentru cel de-al doilea fiu al său, Ștefan. Ăsta a fost încă un episod din How to TikTok. Eu am fost Acuen, iar noi TikTokerii marțea viitoare de la ora 11, doar aici pe ProTV+.ro. Buhuhu!